Sunt George, am 30 de ani, sunt născut în Cosinești. Am boala care se numește aporogrifoză. Nu pot folosi mâinile și nici picioarele. Pare cum folosesc câte puțin din fiecare. Mâna se mai întâmpin de cărucior, mă mai sprijin în ea, picioarele la fel. Mai folosesc și gâtul la anumite puncte de sprijin. Într-un fel, e cât un pic din fiecare pentru a completa sau să face ceva într-o oarecare măsură. Cred că m-a recunoscut. Păi sau toate, ai putea să vii până la mine? Da. Hai bine, hai că te aștept. Ciao. Ciao, ciao. Un momentan singur. Părinții tăi? Mama mea a murit anul trecut de COVID și tatăl meu în 2013. Așa am duc eu pe calculator. Și că am nevoie să scriu ceva. La acest moment. Că lăsăm tăsatura viitoare. Cam așa. Naviga de aici. Așa folosesc eu calculatorul. Depinzând la ce am nevoie, dar ăsta e modul meu de a folosirea, un pic simplificat, dar cam așa îl folosesc. În ăsta și tastatura la modelul ăsta nu e mai departe. Mai folosesc din când în când, când am descris una pe aceea de aici. Și de aici
să poziția mea de lucru, ca să zic așa. Exact cum stau în acest moment. Și fac ce am de făcut în ziua respectivă sau în momentul respectiv. Da, lucrez la o companie, facem cercetare de date, mare parte. Îmi vreau să mă pun în pat, să spunem. De. Eu mă pot pune singur în pat ca să pot să dorm. Așa. Aici. Dau lângă pat. Pun mâna dreaptă, o pun pe ăsta. Și mă jos în pat. Dă-mi bărgele ăsta la o parte, te rog. Hai, hai. De obicei, la mine, zis să desfășoară, mă trezesc, mă duc la baie, după aceea ies afară, am zis că stau destul de mult afară, nu prea-mi place să stau în casă. După acea seara, sau mai pe seara, putem de cât e de cald sau frig afară, intru în casă, mă pun la calculator, fac ce am la lucru de făcut, mă uit la un film, mai studiez ceva, mai citesc, apoi mă pun să dorm. Ce citești? Ce studiezi? Mie îmi place astronomia. Astronomia? Da. Studiam partea de astronomie, explorări științifice, lucrări prin așchiere, spre exemplu, lucruri cu software-urile de CAD și printa 3D, diferite alte subiecte. Tu ai prieteni? Da. Și cum îți petrești timpul cu ei? După ce foarte mulți din prietenii mei sunt mai la distanță, nu normal stăm de vorbă mai mult pe internet. Ca să spun așa. Ne auzim la telefon, mai pe Skype. Unde ai făcut școala? Liceul? Nici pe n-am făcut decât 4 clase. 4 clase? Da. Și școala am făcut aici, am scris-o. O să vă duc să vă arăt. O să mergem la școală, da. Și la școală cum te descurcai? Scriam cu gura. Nu știam fix în gură. De nu era cel mai frumos scris, că e complicată pentru la fixul de sus ținut. Dar scrisul cu gura. Pentru că acasă scriam cu mâna, dar acasă foloseam un tamburet. Care era la nivelul cam, la nivelul ăsta. Și aici puteam să mă zgălesc ceva pe care. Da, să scriu, pardon. Practic aici pe tamburet, puteam să scriu cu mâna. Doar la școală nu puteam să o țin atât de mult ridicată și să am și un control fin asupra ei. La înălțimea aia, pentru că coatele mele nu s-au îndoit niciodată. Sau, poate s-au îndoit din cât țin minte când eram foarte, foarte mic. Asta sunt cele mai devreme amintiri ale mele, ca să spun așa. Și atunci scriam cu gura. S-a întâmplat vreodată să visezi că ești un om, să zicem, normal? Da. Și ce făceai în vis? Alergam. În cea asta mai țin minte bine, că efectiv alergeam. Ce ți-ai dorit cel mai mult să faci dacă ai fi ca ceilalți oameni? Care să fie cel mai mult să faci asta? Nu ce rog, mi-aș dori să am o familie, mi-aș dori să am un loc de muncă, să pot vizita lumea. Un loc de muncă, de fapt, îl am. Dar un loc de muncă, vreau spune asta. Eu stând foarte mult timp în partea asta de acasă. Un loc de muncă de acasă nu-mi place, pentru că tot timpul e aceeași rutină, nimic nu se întâmplă. Un loc de muncă, să spunem, la un birou undeva, în care pleci de aici și te duci în altă parte, pentru mine ar fi, cel puțin acum văd lucrurile în acest moment, mult mai benefic psihic.
de intrare în școală era prin față. Mergem în față. Deci, dacă mai ai tot oarul pe acolo, până să te mâncă. Să intri înăuntru? Nu, că e poarta încuiată. Poarta e deschisă. Are lacă. Deci n-avem cum să intrăm înăuntru în ea. Aia nu-i că a fost de fapt școala, că asta mare, că ea nu era construită când a fost la școală. Asta nu-i că a fost. Da. Cealaltă nu era construită. Stai ca ma intorc, ma duc sa beau un pic de... De cand vrei sa beau un pic de apa, ca m-a uscat de ventul asta de tot. La mine ce am fost? Am 13 operații până acum. Multe din ele a fost, va spune eu, pentru a corecta cosmetic handicapul meu. Din păcate, în acest moment, șansele mele, din câte știu eu, n-am găsit soluții, sunt foarte mici. Normal, boala mea trebuia preluată de când eram mic prin kinetoterapie extrem de multă, că atunci articulațiile și mușchi erau în dezvoltare. Și câte cât s-ar fi recuperat, dar nu toate persoanele se recuperează, există o șansă de, hai să spunem, noroc. În acest moment, nu cred, din toate cunoștințele și toate căutările mele, că mă voi mai putea recupera într-un mod funcțional. Adică să spunem că cu un cadru, cu o cârjă, cu ceva ajutător aș putea merge. Acum, apelul pe care vreau eu să-l fac către dumneavoastră este de a avea un vehicul adaptat, pentru că pentru mine acel vehicul a reprezenta picioare. Pentru că transportul în comun nu este adaptat la noi și problema este că nu pot să mă deplasez foarte ușor sau aproape de ochi, cu extrem de multe dificultăți pe distanțe mai lungi. În Costinești cu căruciorul e ok, poți să te duci până la magazin, poți să asta, dacă ai o treabă să spunem în Constanța, ajungi să vorbești cu cineva să vină să te ia cu mașina, să ducă până acolo să dea jos. Deci un vehicul adaptat nevoilor mele, practic mie mi-ar da picioare. Nu sunt ale mele atașate, să spunem, de mine. Sunt printr-un dispozitiv care pentru mine este egal cu picioare și cu posibilitatea de a merge și am desfășura viața într-un mod cât mai aproape de normal cu putință.